Prefectul județului Vlad Angheluț a susținut că în fiecare a doua miercuri din lună audiențe la Roman. În această săptămână a primit 15 petenți, în marea lor majoritate din localitățile limitrofe ale municipiului Roman, care au căutat la reprezentantul guvernului în teritoriu rezolvarea problemelor pe care le au cu autoritățile publice locale. Moștenitor, sunteți titular, ați reușit să faceți succesiunea, pentru că asta e o mare problemă peste tot. Bănuiesc că și la dumneavoastră e nerezolvată problema succesiunii. Nu este rezolvată problema succesiunii, dar da. Avem atâta terenuri, uitați, și în altă tipul soției. Prima, uitați, sunt din comună cu ei, doamna profesoară îi cunoaște că... Dați-mi documentele și puteți trage scaunul mai aproape, că nu trebuie să stați așa departe. Plătim impozit, am chitanțe plătit impozit, iar pământul plătește alții și noi plătim impozit. De când e situația asta? De când s-a început cu impozitul la pământ. De când? Din ce an? Nu, impozitul la pământ se plătește de când, de tot timpul, de când există statul român. Nu. Impozit pe teren plătim toți, în momentul în care suntem proprietari. A fost perioadă și a fost întrerupt, pentru că erau veterani de război sau... A, dacă au beneficiat de scutirii, au beneficiat de niște scutirii, au decedat ei, tot terenul. Este ocupat, drept, îl pot spune în fiecare parte. Dreptul de proprietate este un drept sfânt. Corect, da, un drept de bază al democrației. Păstrați, vă rog, înscrisurile astea, nu le păstrați așa. Uitați, asta este un scris, e un scris original. Da, e un titlu care vă consfințește dumneavoastră proprietatea, dreptul de proprietate. Problemele cu care au venit petenții au fost din cele mai diverse. Dacă e să fac doar o trecere în revistă la ce am avut până acum, au fost probleme de fond funciar, au fost probleme de racordare a unor locuințe din localități la utilități, în speță curent electric E.ON. S-au adus în discuție chiar înființarea unor spații de joacă în municipiul Roman, dacă sunt sau nu într-o stare de legalitate. Oricum, probleme de fond funciar ocupă marea parte a timpului în cadrul audienților. Ce au mai fost astăzi, sunt exact cum a spus, fond funciar, nu știu dacă mai a fost și altă problemă, nu. Utilități, parc de joacă, fond funciar. Reprezentantul guvernului în teritoriu apreciază că în proporție de 60-70% dintre cetățenii care vin cu diverse petiții la prefect, de regulă pleacă lămuriți, măcar asupra modalităților legale de a acționa în demersurile juridice pe care trebuie să le facă pentru a-și rezolva problemele. Noi încercăm să le dăm curs cam, zic, din ce primim la audiențe, mai mult de 60-70%, măcar lămurim problema și omul pleacă mulțumit și lămurit la ce are de făcut pașul următor. Conform ordinului de prefect, instituția amintită acordă audiență pentru cetățenii din Roman și zonă, după cum urmează. A doua miercuri din lună, de la ora 12, întrevederile cu cetățenii sunt acordate de prefectul Vlad Angheluț la primăria Roman, iar a treia miercuri din lună de către subprefectul Gheorghe Neculae, de la ora 10, în aceeași locație. Înscrierile la audiențe se fac prin cerere scrisă adresată prefecturii Neamț cu cel puțin o săptămână înaintea acordării acesteia. Conform ordinului de prefect, nu vor fi acordate audiențe pentru litigiile aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată. Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal nu mai pot beneficia de audiență pe același subiect.